Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate. Suntem din nou împreună pentru că din nou se întâmplă acum. Două lucruri vreau să fac la început. În primul rând să vi-l prezint, bineînțeles, să vă prezint invitatul vostru de azi, care în principiu nu prea are nevoie de nicio prezentare, că e arhi cunoscut Petrișor Peiu. Salut, Petrișor, și îți mulțumesc că ești aici. Bună ziua, mulțumesc. Al doilea, să încep prin a da definiția din dicționarul explicativ al limbii române, ca să nu sară toți necăjiții la beregata mea, ce înseamnă abulic. Abulic, dă banda roșie ca să vadă lumea la ce mă refer. Abulici sunt, iată, este haos și panică mediatică pentru abulici. Sunt haos și panică mediatică pentru abulici, da. Ca să nu creadă ăsta cum îl cheamă, Hergeu și CNA-ul, că am înjurat pe cineva sau am vorbit de rău, nu. Abulic înseamnă, e și o bandă galbenă în sensul ăsta, abulic înseamnă boală psihică cu capul, adică caracterizată prin lipsa voinței, prin indecizie, prin nehotărâre. Foarte mulți abulici în țară, pentru care situația de acum este dominant în mintea lor, haos și, bineînțeles, panică mediatică. Uhara babură și de multe ori o manipulare sau o dezinformare incredibile. Când, de fapt, lucrurile ar trebui cumpătate, ar trebui gândite, ca ele să devină eficiente. Da, e doar o părere, dar în mintea multora dintre cei care au pretenția de a fi formatori de opinie, care au pretenția că sunt gazetarii, elita presei române, momentele acestea nu sunt, în mintea lor nu sunt înțelese. E o părere. Iar în mintea celor care știu carte, și mă refer aici la presa americană, presa, ia, o să dăm imagini, presa, iată, presa japoneză. Aici avem ce ziar este atedic, nu mai țin minte. Japan Times. Japan Times, care anunță că Shinzo Abe, iată, așa vreau să încep, Shinzo Abe, premierul guvernului Nippon, a anunțat că se închid toate școlile din arhipelag. Vă repet știrea, tot sistemul școlar preuniversitar din țara soarelui răsare din Japonia se închid până în aprilie, până la începutul aprilie. De ce fac această prezentare la începutul emisiunii mele și a lui Petrișor, emisiunea de azi? Pentru că știrea asta a trebuit să dea de gândit multora. Nu este o știre care se panicheze, este o știre care vorbește despre cum iau unii măsuri eficiente, gândite, corecte. Premierul Japoniei a dispus închiderea tuturor școlilor. Am auzit un val de râsete când a spus firea astăzi că se prepară închiderea școlilor în București. M-am uitat aseară la televizor, fac o destăinuire, n-ar trebui, dar o fac așa ca să vadă lumea că suntem înțelepți și că suntem cumpătați. Iuliana Iliescu, primărița din Gorj, în comuna căreia a fost descoperit pacientul 1, că pacientul 0 italianul ăla de 72 de ani, 71 de ani și ceva, Madame Iliescu este medic, primărița din comună. Comuna aseară a fost ca la Medina, ca la Mecca, în perioada de sărbătoare musulmană. Toată lumea era acolo, presă, auto. Vreau să vă dau o fotografie. Tu ideea fotografia pregătită pe care am... Da, uai? Dă-mi și mie. Vreau să vă arăt ceva și să încep comentariul cu voi și cu Petrișor. În redacție mă pregăteam să vin aici la studio. E o distanță de câteva sute de metri între birouri și studiourile B1. Imediat o să o comentez, las-o acolo. Când să plec, băi, ce să vezi? Eu având un telefon din Cretacic, de când umblau dinozaurii pe stradă, am urcat un coleg, șeful de la site. Bă, prietene, fă și mie o fotografie, captura asta de la Antena 3. Cu respect pentru colegii de la Antena 3. Uitați-vă puțin la această imagine. Dă-o în inegală ca să pot să o comentez. Eu o cunosc pe Loredana, reporteriță, o cunosc bine de foarte mulți ani. Tânăr contaminat, în contact cu zeci de oameni, alea cu tare, cu tare. Bă, ce vreau să vă arăt? Ca să înțelegeți, când spun că pentru abulici este haos și este manipulare și este panică mediatică, fotografia asta, știți, o fotografie bună face mai mult decât 1000 de cuvinte. Reporterul la fața locului al lui Gâdea, reporterul lui Gâdea, Loredana Chimoiu se numește, are mască, deși nu e bun la bun. Ea n-a înțeles, ca de altfel milioane de români, de ce? Pentru că nu le-a explicat nimeni. E o harneală și este o bătaie de joc și sunt niște manipulări absolut, absolut devastatoare. Reporterul are mască, iar curtea pe care o vedeți, ce credeți că este? Băi, românașilor, este curtea familiei tânărului din Peșteana, Gorj, care este la Balș. Ăștia din curte, familia, sunt în carantină. Uitați-vă la ei. La un metru de Loredana Chimoiu de la Antena 3, ăia, vorbiseră cu ea înainte, bineînțeles, era lipit.
Cetățeanul cu... Am făcut eu fotografia prea târziu. Nu eu, colegul. Ăla, ruda cu șepcălău pe cap, vorbea la 30 de centimetri pe gard aici, pe țambre, cum se spune la țară. Vorbea cu reporterul Antenei 3. Asta e, bă, cum se numește în România, aceasta este... cum se cheamă, mă, aia? Carantină! Păi voi știți ce e carantină, mă? Carantină este ce a făcut Putin. Vladimir Putin a închis frontiera cu Mongolia, a închis frontiera cu China, nu trece pasărea cerului. A pus armata Federației Ruse la frontieră. Mi se pare carantină. Ministrul austriac de război, ăsta, ministrul apărării, omologul, fostul omolog al Ciucă, sau, mă rog, actualul, ok, înțelegeți ce vreau să spun, a ordonat ca toți militarii armatei austriece să facă concediile în Austria. Primăria din Viena a dispus... Nu. Primăria din Viena a recomandat cetățenilor unei capitale Viena. Bă, Viena, Viena e Viena, bă, nu e București. Pare rău pentru... Eu sunt bucureștean, născut, crescut aici, iubesc Bucureștiul, e orașul meu, dar nu e Viena. A zis așa, două săptămâni să aveți apă și ceva de halimos prin debarale, că perioada aceasta ar putea fi perioada de carantină în orice zonă a Vienei. La noi este panică totală dacă se duc și... Bine, la noi s-au dus și au rupt rafturile în două, fără niciun fel de discernământ. Avem imagini, n-o să le dăm, că nu ne alăturăm corului care face haos și care face panică mediatică. Nu. Noi vă spunem informații. Iar Donald Trump, licuriciu, licuriciu numărul 1, number 1, a băgat embargo la avioanele care vin din China de mult, iar acum este în faza, eu am verificat pe presa americană, nu a interzis aterizarea avioanelor din, venite din Italia sau din Coreea, se ia în calcul o monitorizare atentă și o posibilă un embargo pe aeroporturile, dacă face chestia asta, e haos planetar. Voi nu vă imaginați, eu am fost în Statele Unite de două ori, frăcioare, să oprești Statele Unite de la a primi avioane din Italia sau din Coreea de Sud, e noaptea, noaptea aviației pe planetă. De ce? Pentru că în Italia nu e ca în România. Să ai câteva mii de italieni căsătoriți cu românce și câteva și un milion de români în Italia. Nu, frate, acolo sunt milioane. Acolo Italia, mica Italia din Statele Unite, este o țară similară cu Italia din Italia. Greșesc, Petrișor? Un pic. Zim, nu, nu-i chiar așa. Little nu-i chiar așa. Ai, nu, Little e ale general valabil, toate etnia, da, toate, da, rudele. Da, da. Nu sunt chiar 60 de milioane în Statele Unite. Am zis și eu așa, am exagerat un pic, dar nu e nici ca în România. Sunt vreo 10, da. Sunt vreo 10 milioane de italieni. Ok, deci aici suntem. Întrebare, Petrișor, și aici vreau să spui sincer, pentru că ești unul de cunoscători. Cine greșește? Noi care am lăsat de izbeliște, absolut, este un... Păi, ați văzut imaginea, da? Corespondență, acum o oră, din comună, de la gardul ăla în carantină. Asta e carantina făcută în România. Ne roagă Arafat să fim înțelepți. Băi, presa, vă rugăm frumos. S-au dus și s-au plâns guvernanții la CNA. Băi, se risc cu picioarele pe ei că fac și dreg. Păi fac și dreg pentru că n-a băgat nimeni un cordon de protecție. Comuna din Gorj este la îndemână. Trece toată lumea până ea, dacă vrei să bei o cafea în comuna aia, în afară de casa ăstora și încă probabil două, trei case, restul bei cafea unde vrei acolo. Te oprești, vorbești cu localnicii. Nu știm azi care dintre localnicii a dat mâna și în ce condiții cu bietul tânăr. Iar ce au făcut cu tânărul ăla este masacru mediatic. Zim, cine greșește? Putin, ăsta Trump, ministrul austriac al apărării, premierul Japoniei cu măsuri care la noi, dacă le-am luat, am intrat, cum să zic, în legendă. Să închizi frontiera. Sau să oprești zborurile din Italia. Sau să ceri armatei române să facă toată armata română concediile în țară. Zi! Bun, acum trebuie văzut contextul. Țările de care vorbim, Japonia, Statele Unite, Italia, sunt țări foarte puternic internaționalizate. Așa. Au schimburi economice mari, au schimburi de cetățeni foarte mari cu zonele unde acest virus este răspândit și în primul rând China. Și atunci este normal să ia niște măsuri radicale. În al doilea rând, aceste țări își permit acele măsuri. Au cum să le ia. Noi nu avem cum să luăm aceste măsuri. Cine cunoaște bine aeroportul Otopeni știe că acolo nu poți să faci două, trei fluxuri separate de călători. Deci dacă... nu știe nimeni. Știi tu care ești bea de...
aștept. Dom'le, dacă îți vin într-o jumătate de oră trei avioane din Italia și se întâmplă că vine unul de la Milano, unul de la Veneția, unul de la Roma, nu pot să organizezi. Păi se spune că nu pot. Nu se vine să ne prostească la ceas de seară. Încă o dată, asta e infrastructura noastră. Noi știm de mult că aeroportul ăsta e cam nefuncțional și în condiții normale. Tu vorbești de cel mai mare aeroport, singurul mare aeroport otopeniu. Singurul, așa, nu bun. Mai vorbesc de Cluj sau de Iași, că e, da. Te duci pe aeroportul, da. În Timișoara, nu poți să bei o cafea. Adică... De ce a închis Japonia școlile pe Tișor? Japonia a închis școlile pentru că Japonia are China principalul partener comercial. Sunt aproximativ câteva, nu aproximativ, câteva sute de zboruri pe zi între cele două state. Este o foarte mare, un foarte mare volum de mărfuri care circulă între ele și le e teamă. În al doilea rând, japonezii care sunt foarte organizați își permit o astfel de măsură, pentru că la ei nimeni nu se va gândi să ocolească măsura. Nimeni nu va râde de această măsură. Nu vor exista campanii de presă, nu există un ziare umoristice care să facă mișto de astfel de măsuri. Deci iau lucrurile în serios. Și într-adevăr sunt oarecum expuși. Am văzut cum au calculat japonezii în cât timp ar putea să producă dozele de vaccin necesare pentru toată lumea aflată în pericol de a fi contaminat. În vreo lună jumate. Probabil că perioada pentru care se închid aceste școli are legătură cu această perioadă, în cât timp se pot produce... De ce a ordonat ministrul apărării al Austriei tuturor militarilor austrieci, atenție mare, a ordonat ca, virgulă, concediile să se facă în țară? Eu cred că are legătură cu numărul mare de turiști chinezi care merg în Austria sau care au apucat să meargă în Austria. Pe de altă parte, repet, acestea sunt țări care își permit astfel de măsuri. Au capacitatea organizatorică, au capacitatea logistică și, doi, au o economie foarte puternică care poate să suporte asta. Acum, noi nu suntem așa internaționalizați. Nu prea avem trafic de cetățeni chinezi. Nici italienii care circulă nu sunt așa mulți. De ce te uiți la China și uite-te, frate, la Lombardia, uite la Veneto, uite la Italia de Nord, unde avem... Panica care a cuprins acum Italia de Nord cam are legătură cu rudenia lor cu România. Adică și ei sunt puțin exagerați și la ei va fi dificil să pună în practică aceste măsuri, că sunt la fel de superficial ca noi, din foarte multe puncte de vedere. Italia nu e departe de România din punctul ăsta de vedere. Uitați-vă la televiziunile italienești. Seamănă cu ce e la noi. Da. Vă în spuneam, legătură cu subiectul ăsta. Până la intrarea în emisie, vă spuneam... N-am vrut să o deranjez pe primărița din Gorj, o femeie fabuloasă, un medic și un om fabulos. Eu v-am spus să o cunosc de foarte mulți ani, cunosc comuna foarte bine. N-am vrut să o deranjez, dar vă spun așa, până la ora la care am uitat eu în emisie, comuna nu era închisă. Nu era închisă. Italia, când s-a confruntat cu cazuri similare cu cel din Gorj, e adevărat dispersate și mai multe, da? A închis 10 comune, toate de 3, 4, 5 ori mai mari decât Peșteana din Gorj. Ca să înțelegeți cum stăm. Bă, le-au închis. Ne-a plăcut să facem, să preluăm de la Reuters sau de la televiziunile italiene minunatele imagini, crezând noi că e suficient pentru a crea isterie și a face audiență, imagini cu carabinierii cot la cot cu armata italiană, blocând cu mașini de război, cu automobile de război, drumurile publice italiene. Mamă, uitați-vă, armata italiană, alea, cu toate traduceri. La noi sunt 3 jandarmi și 2 polițiști locali, iar, repet, comuna din Gorj este comună liberă. Comună liberă înseamnă necarantinizată, neînchisă. Trece acolo cine vrea și cine nu vrea. Asta e la ora 4:15, 16:15 azi, ca să înțelegeți. Degeaba spunem, că spune Petrișor că noi nu avem logistică, păi noi nu avem nimic atunci. Nici procedurile, nici personalul care să facă asta. Să iasă să spună, păi nu suntem în stare. La colectiv n-am fost în stare. Nu poate să iasă. Cine o să iasă să spună? În Apuseni n-am fost în stare. Acolo la coronavirus, în România, este în Schweizer. Vrem să cărăm apa cu sita. Are grijă, doamne, de noi. Bravo, bravo. Că noi nu suntem în stare să avem, hai să fim serioși. Vreau, în timp ce vorbim, o să folosim așa. Ca să vă arătăm că noi înțelegem rostul unor emisiuni de televiziune. O să folosesc un film pe care îl am din La Stampa. De vineri l-am pregătit și e vina mea culpa, am uitat să-l dau. Nici vineri nu l-am dat, nici în ediția specială de sâmbătă, nici... Ok, îl dăm azi joi.
niciodată nu e prea târziu. Din La Stampa, să vedeți italienii, fără să-i biciuie cineva, fără să dea guvernul, fără să facă CNA-ul, nici nu știu dacă au CNA, eu nu știu că iau un hergeu, nu cred. În La Stampa există un film care învață tinerii, copiii, mamele, părinții, pe cine vreți voi, italieni în general, cum să se spele pe mâini efectiv. Și atenție, Italia este o țară care se spală comparativ cu România. Am fost în Italia, am văzut ce e acolo. La noi sunt locuri, apropo, cum să te speli, că i-am auzit pe toți, pe străinul Cercel, o să-l dăm și pe domnul profesor, să se spele lumea pe mâini. Eu îl întreb pe străinul Cercel, după 30 de ani de democrație, domnul străinul Cercel, știți câte sate și comune n-au apă, n-au canal, cu ce să spele pe mâini? Cu ce? Ați fost vreodată în Gorj, în comuna în care este pacientul 1? Ia duceți-vă, da? Alminter, comună minieră, acolo e o mină importantă. Da, bineînțeles, mina Peșteana. Lignit, da. Cum? O exploatare care cred că e a doua din Gorj, ca mărime. Nu cred că e a doua. După Roșia, cred că e a doua. Da, da, cred că nu e a doua, cred că Jilțul e al doilea, dar s-ar putea să greșesc, nu mai țin minte acum câți metri cubi de cărbun se scot pe zi la Jilț și cât la Peșteana, dar e una dintre exploatările miniere mari. Bravo, vedeți, mă, de ce limbi pe petrișori, petrișorii pute puținii care chiar știu carte la ce există, că n-am auzit. Dă-i drumul la film! Uitați, metodă de a se spune la lumea pe mâini. O să vedeți cum italienii scoate grafica un pic. Tot începe prin a vă spune femeilor, doamnelor, domnișoarelor, că sub unghii, de multe ori, jegul face ineficientă orice spălare pe mâini. De ce? Pentru că femeia uită care unghii mișto, cu unghii false, cu da, uitați-vă puțin la televizor. Nu stau acum să comentez, da, faza a doua, uitați-vă bine, cum îi învață una dintre cele mai mari gazete, unul dintre cele mai mari ziare online și print din Italia, dacă nu cel mai mare, La Stampa, de foarte mult timp îi învață pe italieni cum să se spele pe mâini. Ați văzut vreo mare gazetă românească, vreo mare televiziune cu pretenții, vreo mare emisiune, vreo mare moderator să ia un film și să vi-l arate la televizor? Vă învățați să vă spălați pe mâinile care aveți apă și canal. Mult, mult din teritoriul României n-are nicio treabă, n-are cum, acei oameni n-au cum să se spele. Dar eu cred că știi asta și Orban, premier demis, și Câțu, premier desemnat, și domnul Iohannis și... A? Cel care a demis, a pus, a făcut adres. Asta este realitatea. Te întreb. Am exagerat când am spus că este o fugă nebună în România după audiență și cu efecte devastatoare în mintea, în mentalul colectiv, în mintea românilor? Nu, așa este, dar pe undeva e normal. Să, dacă avem normal, atâtea televiziuni, trebuie să se bată între ele. Problema e alta. Problema e că autoritățile nu au niște proceduri, niște planuri puse la punct pentru astfel de situații. Că în fond, un astfel de pericol de epidemie în anul 2020 nu e o chestie care se poate întâmpla cu o probabilitate prea mică. E o probabilitate mare să întâmple. Fătate niște proceduri funcționale ca să știi ce ai de făcut în orice moment. Noi nu avem, eu țin să atrag atenția asupra unor lucruri mult, mult, mult mai grave. Că vorbeam deja Japonia la început. Noi nu avem proceduri în caz de cutremur. Ferească Dumnezeu să fie un cutremur. Ca ăla din 7-7, că nimeni nu va ști ce să facă. Nimeni. De la Arafat până la cine vreți. Eu m-am crucit, mă mir în continuare. Și mai este o chestie, mă scuz că te întreb, dar asta e foarte important. Băi, fraților care conduceți țara asta, faceți dracului niște aeroporturi ca lumea, niște gări ca lumea, să poți să te ferești de astfel de chestiuni, pentru că nu ai unde, notopeni, să separi fluxuri. E prea mic, e nefuncțional. Da. Eu nu vreau să spun nimic din ce vorbesc în afara emisiunii, dar vă spun de cineva care a venit pe otopeni într-o secvență de aterizare formată din 3 aparate de zbor venite toate 3 din Italia, dar din, bineînțeles, din orașe diferite, 3 distanță de câteva minute. Unul singur a fost controlat. Celelalte 2 avioane și-au revărsat pasagerii în România fără să-i controleze nimeni. Dacă vreți, vă dau și numerele de zbor și ziua și orele. Asta e țara. Domnul Vela, domnul Costache, domnul Orban, domnul Iohannis, România normală. Din 3 aparate aterizate pe otopeni, unul a fost controlat. Mă rog, controlat, nu vă imaginați vreun control de cine știe ce, nu, termoscanerele alea. Probabil completau formulare, că asta se face. Completau formulare. Bine, îmi pare rău, știu că supăr multă lume.
Dar ca să faci ce a făcut Antena 3, m-am uitat aseară. Apocalipsa după Ioan Epistol cu apă. M-am uitat și la Antena, m-am uitat și la noi, m-am uitat și la... Poftim? Băi, este Epistol cu apă. Frățioare, am văzut crainici, moderatori, formatori de opinie care râdeau, le râdeau privirile în cameră în momentul în care la ceas de noapte s-a anunțat că avem primul caz de coronavirus. Mă bare bucurie. Și dacă va fi și primul deces, să vedeți atunci cum apocalipsa se transformă deja în obișnuință pentru noi. Adică deja ne vom obișnui cu apocalipsa mediatică. Și vor titra ăia toți guvernul criminal. Păi da, despre virusul ăsta îi se spune virusul criminal mai mult ca lui Dincă de la... Apropo, Dincă nu mai recunoaște că au omorât-o nici pe Alexandra și tot criminal e. La presa română, Dincă... Am făcut și eu subiectul cu Dincă. O zi, două, trei, cinci. L-am uitat. Sunt televiziuni care îl țin în fiecare zi pe Dincă. De ce? Pentru că voi, cei de acasă, butonașii vă place Dincă. Acum Dincă nu a mai ucis-o, nu numai pe Luiza. Mă uitam ieri la toate televiziunile. Nici pe Alexandra nu mai recunoaște, dar tot criminal e. Știți că virusul Wuhan ăsta, COVID sau cum se cheamă, 19, e virusul ucigaș. Virusul ucigaș pe-a omorât de 200 de ori mai puțin decât gripa. N-am auzit de gripa ucigașă în România. 47, 8 de români, 50 de români au murit. Bă, au murit! Nu sunt infestați! Apropo, nu vreau să dau televiziunea și marea mea colegă pe care la OTV o învățam să scrie o știre pentru că era la limita analfabetismului. Funcționat, bineînțeles că știa să citească. Îi îndruma pe oameni la o televiziune să meargă, dacă au de-astea, de febrilă, de nu știu ce, să meargă la Balș. Băi, oameni, nu vă luați după toți stâmpiții. Pardon, era să zic după toți stâmpiții. Nu, îmi cer scuze, Hergeu. Bă, nu vă luați după oricine. Că dacă e așa, toți gripații, toți mucioșii, strănutăcioșii și ăia cu temperatură 38-39 vor face coadă ca la carne pe vremea lui Ceaușescu la ușa Balșului, la Institutul Balș. Bă, terminați-vă, nu vă luați după toți gazetarii ăștia de 2 lei, care sunt lăutari, care cântă după ureche, care n-au o partitură în față. Problema e așa, știți ce a făcut primăria Vienei, ăștia cu situații de urgență din Viena, le-a spus locuitorilor orașului Viena, bă, Viena, poate e model, nu știu, poate nu. Dacă aveți simptomatică legată de coronavirus, sunați la numărul lor, la 112, și nu plecați de acasă la spital, că vine spitalul la voi. De ce? Ca pe drum, să nu... Infestați, vă puteți imagina cine lucrează în presă? Vă puteți imagina ce reporteri speciali au televiziunile de știri? Dacă necăjita aia, astăzi dimineață, îmbia românii cu febră și cu simptomatică de coronavirus să meargă la Institutul Balș, vă puteți... Iar șefii lor, șefii ălea și altora ca ea, nu le-au spus nimic? Păi cum să te duci, mă, la Balș? Cu ce te duci? Cu metrou? Păi când te-ai dus cu metrou la Balș, băi, fata lui tata... Cu puțin creier, cu foarte puțin creier. Iartă-mă, Hergeu, pentru asta pot să mă amendez, dar e situația în care România trebuie să afle adevărul, băi, Hergeu. E mai importantă România să afle decât să mă feresc eu de tine. Cum să trimiți românii bolnavi din București sau din țară la Balș? Că poți să vină cu rata. Aia nu știe ce e rată. Autobuzele alea țărănești, bă, fată. Aia, de fapt, știe că e fată de la țară. Da? Zi, Petișor, cum e? Vreau să fac o completare. Iarăși, trecând în registru serios. Tu am tot vorbit de Dincă ăla, ok, dă-l naibii, că nu e atât de important. Da, a făcut cineva, s-a apucat cineva să rezolve problema localizării. Că aia a fost o chestiune. Nu se dorește, mă. Nu e... Deci încă o dată, dacă în blocul ăsta, care e deasupra noastră, nu mă dacă băga, de aici vine un semnal la mobil către sistemul 112, salvatorii vor pierde un sfert de oră să găsească de unde a venit semnalul. Pentru că nu... avem încă soluție de localizare și nu vom avea pentru zona urbană nici la anul, nici peste doi. Vreau să-i mulțumesc profesorului Străinu Cercel. Domne, omul ăsta a făcut și bune și rele în perioada asta. Multe foarte bune și multe corecte. I-am urmărit activitatea pentru că este unul dintre conesori, este unul dintre oameni care chiar știu ce vorbesc. Este un virusolog bun și este și șeful singurul nostru spital, Institutul Balș. Bă, apropo, dau dintr-una într alta ca nebunii. Voi ați văzut la noi, a fost colega noastră, Bianca Ugarca, acolo, a făcut o corespondență foarte bună. Bă, voi ați văzut intrarea la Balș? Bă, intrarea la Balș, zis că este o fotografie din timpul răscoalei de la Bobâna. Nu,
hai chiar nu de la Bobâlna. Bă, 1907. 1907 și cu intrarea la Marele Institut Balș, bă, sunt imagistic acolo, bă, acolo, să lovesc una cu alta. Bă, o clădire în care dacă râgâi cade, aia care se vede, nu înăuntru, înăuntru e ok, că a avut grijă străinul Cercel și a avut echipa lui grijă să facă lucruri care aduc foarte, foarte bine, dacă nu sunt chiar egale cu alea din Europa civilizată. Da? Dar intrarea la Balș, frățiuer, este moartea. Vă spun așa, urmăriți-l ca să vedeți că și străinul Cercel, ca și ea de la Stampa, au gândit fix același lucru. Să ne pregătim pentru eventuala infecție cu coronavirusul cel nou. Primul lucru pe care trebuie să facem este să știm cum să transmite acest virus. Și știm că se transmite prin contact direct și știm că se poate transmite aerogen. În acest context, ce avem noi de făcut? Primul lucru pe care l-avem de făcut este să folosim din abundența apa și săpunul. Trebuie să ne spălăm cât mai des pe mâini, în așa fel încât să decontaminăm mâinile de posibilul virus care fi pe mâinile noastre. Dacă folosiți toaleta cu mâna dreaptă, veți deschide robinetul cu mâna stângă. În al doilea rând, trebuie să ne obișnuim să nu mai ducem mâna la față sau la nas. Și dacă vă veți urmări, o să vedeți că în mod constant, la fiecare minut, duceți mâna la gură sau la nas sau la nivelul pielii capului. În al treilea rând este să ventilăm și să aerisim foarte bine camerele în care stăm. În al patrulea rând trebuie să știm că dacă cumva se întâmplă să ne îmbolnăvim, primul lucru pe care trebuie să facem este să ne izolăm la domiciliu și apoi să căutăm medicul de familie prin telefon. Protejându-ne pe noi, îi protejăm pe ceilalți din jurul nostru. Îmi permit, după foarte mulți ani de televiziune și cu o experiență deloc neglijabilă, să dau și eu nu neapărat un sfat, o părere. Că sfaturi e prea mult să-mi permit eu să dau sfaturi poporului român. Uitați-vă puțin la mine, Petrișor, ridică-te cât îți permite la valiera. O atât. O să fac un gest pe care toți îl faceți cel puțin de 20-30 de ori pe zi. Unul acum, în perioada asta, este unul dintre cele mai periculoase gesturi. Am să-l fac cu acordul lui Petrișor, deși atunci când ne-am văzut și suntem amici de foarte mult timp, amândoi am știut de împriviri că nu trebuie făcut. Scoate grafica un pic. Și uitați-vă bine la televizor. Acesta este gestul. Acesta e gestul pe care românii, oamenii civilizați de pe planetă, nu, românii, vorbim acum de ai noștri, îl fac. Să treci, Gheorghe, să treci, Ioane, să treci, bă, Vosălie, a, noroc, băi, Gicule, bă, și unchiule, și nepoate, și să treci, bă, fiule, să treci, tăicuță, da? În momentul în care tu ai pus mâna acolo unde a pus mâna italianul de 71 de ani și ai dat noroc cu Petrișor, virusul, frățiuer, ajunge la familia lui acasă. Gestul ăsta are ca origini un gest care arăta așa. Este un gest roman, este un gest din perioada în care aici romanii, majoritatea dintre ei luptătorii, aveau apărătoare. Bravo. Aveau o apărătoare în care puneau un obiect de metal. Cred că ați văzut acest lucru în Gladiatorul, în film, când imperatorul scotea de aici ca să-l ardă pe ăla în venă un obiect mic care seamănă cu un pumnal, dar fără mâner. Gestul acesta este gestul roman de recunoaștere a prieteniei prin faptul că îi arătai celui cu care dădeai noroc că n-ai nimic ascuns pe mână. La noi s-a transformat cu anii în acest gest. Acest gest, oameni buni, este unul dintre cele mai periculoase lucruri pe care bărbații și femeile, dar bărbații în principal, le pot, bărbații care pupă mâna doamnelor în perioada asta fac același gest. De ce am făcut asta? Și credeți-mă, înainte să-mi permit acest drifting de imagine, această ieșire mică în decor, care seamănă asfalt, am vorbit cu oameni care știu virusologie bine de tot. Nu am apucat să-mi sun pe străinul Cercel, recunosc. Și mi-ați dat Tudore Poți. Este extrem de corect. Nu mai dați mâna. Fetelor, domnișoarelor, doamnelor, de la distanță e suficient. Nu vă mai apropiați fața una de alta. E o perioadă mai delicată, o să treacă. O să treacă și coronavirusul. A trecut ea ciuma. S-a dus și caragea cu ciumă, cu tot s-a dus. Numai că atenție mare. Doamnelor, domnișoarelor, copii la școală. Nu vă mai lăsați copii să se pupe la școală. Nu în sensul pe gură. Nu! Să-și atingă fața copilașul de... De ce? Profilactic. Și astăzi vorbeam cu...
Vorbeam cu cineva, nu-i dau numele, că nu știu dacă vrea să-i spun numele pe post. Becher, persoană importantă. Și i-am spus, bă, uite că ai treaba. N-am dat noroc. N-am dat noroc și ce, bă, dar nu mai dai noroc cu mine, te-ai ajuns, barbule. Nu, sunt puțin răcit. Și a făcut gestul, bine, dacă ești răcit, ok. Hai să păstrăm distanța. Vă vând acest secret în direct. Spuneți celor din fața voastră, dom'le, am tușit. Nu am apucat să mă spăl, hai să nu mai dăm noroc. De ce? Îi faci ăluia un bine, îți faci ție un bine, copiilor tăi un bine, părinților tăi, bătrânilor de lângă tine. Asta cu norocul, cu pupa, greșesc, Petișor? Nu știu. Nu. Care e părerea ta? Nu sunt. Știi că italianul care e pacientul zero în România, ăla de 71 de ani din Gorj, mă rog, căsătorit cu o gorjeancă, nici nu știe de unde a luat coronavirusul? Evident că nu. Omul a făcut un interviu fabulos pentru Antena 3, bravo lor, l-am urmărit cu mare atenție interviu, în care a spus, nu știu de unde l-au luat, frate. Omul are o cârciumă în Italia, la Rimini, are cârciumă și în Gorj, la Peșteana. Bravo! Vreți să vă spun câți oameni au trecut în cârciuma aia? În perioada în care tânărul ospătar fiind acolo, nici nu știa că are, e purtător de corona. Mi-e groază. Zi-te de când trebuie să luăm pulsate sau ce mai facem, că m-am pierdut cu vorba. La ora 5, o să o iau imediat, la ora 17 eu cu Petișor vom discuta un lucru fabulos și vom avea și telefoane pe tema asta. Un anunț foarte tare în politica românescă. Susținerea de către PNL. Cel mai tare anunț din anul ăsta, de până acum. Al lui Nicușor, da. Mai tare decât căderea guvernului. Zici tu? Da. Bă, dar fii atent că avem o problemă, Petișor. Și o să discutăm și eu cu Petișor și cu voi. Deschidem și telefoanele după ora 5. Ca să vă spune și voi părerea. Eu l-am auzit pe Orban, l-a auzit toată lumea. Dom'le, îl susținem pe Nicușor Dan. Înțeleg că are loc o întâlnire de taină mare astăzi în Modrogan, acolo, în casa Elenei Lupescu. Bravo, e ok. Dar din știința mea, și credeți-mă că știu bine regulile jocului în PNL, Biroul Politic Național e cel care decide, nu Orban. Și nici Nicușor Dan. BPN-ul, prin vot, e mandatat prin Constituția internă a PNL-ului, numit statut PNL, să supună la vot susținerea lui Nicușor Dan. Și apoi, bineînțeles, mai urmează un pas extrem de important. Eu l-am auzit și pe Barna azi. Dom'le, e bine, e ok. Păi da, Danilie Barna, da. Acum, și la tine, USR-ul, nu tu decizi. Bănuiesc că nu o fi haos în USR, sunt convins că nu e. Păi USR-ul a decis, dom'le. Ce a decis, domnule? USR a decis de mult, domne, că Nicușor a decis să e un fel de a spune, băi, Petrișor, pentru că nu USR a decis să bătea cu Vlad, cum păi îl cheamă? Bun, cu... dar USR-ul a decis. Bun, ok, atunci e valabilă decizia. Păi cred că asta a fost una din motivații, să-i prindă cumva pe picior greșit pe plus și să întărâte puțin. Eu rămân la părerea că negocierile cu USR-ul, negocierile lui Orban sau ale liberalilor cu useriștii vor fi complicate. Astea deocamdată sunt încălziri de presă. Dar ieșirea lui Ludovic Orban și anunțul făcut rituos, cu subiect, cu predicat, cu dicție, am decis să-l susținem în lupta pentru primăria capitalei pe Nicușor Dan, este vorba lui Petrișor, unul dintre cele mai tari anunțuri politice ale anului. Și cea acum mai bună mișcare, singura mișcare bună pe care au făcut-o de când au venit la guvernare. Asta e singura. Bravo. În rest au mă făcut bucur numai... foarte tare să aud din gura ta cu amendamentul că până nu văd, știi cum e, eu sunt mai puțin mai spre Toma, dintre discipolii Mântuitorului, eu merg mai mult pe mâna lui Toma. Dom'le, un pic necredincios, nu în sensul necredinței, ci în sensul dubito ergo cogito. Adică hai să le îndoim, că asta înseamnă că avem creier. Luăm publicitate și revenim. De zile în care am făcut mai multe tipuri de sondaje, unul chiar un sondaj, aș spune, poate cum nu s-a mai făcut vreodată în România, cu 5.000 de subiecți pe București. Am adunat datele, ne-am uitat foarte bine. Erau doi candidați ai Partidului Național Liberal cu șanse să câștige primăria Bucureștiului. Și aici discutăm de, că acum putem și discuta lucrurile astea, de Rareș Bogdan și de Ludovic Orban, care stau foarte bine, dar bine stătea și Florin Câțu și Violeta Alexandru. În schimb, din cercetările noastre a reieșit că cea mai bună soluție pentru a schimba administrația firea la București este de a-l susține pe Nicușor Dan, iar așa cum știți și dumneavoastră, și PMP-ul a anunțat o susținere pentru Nicușor Dan
și USR-ul și practic e prima mega alianță la nivel național și poate cea mai importantă făcută pentru a scăpa București de firea. Mie mi se pare, mi se pare, ca să nu se supere ăsta de la CNA, nu ăsta, domnul de la CNA, Hergeu. Eu cred, domnule deputat, că spusele dumneavoastră acum nu vin decât să întărească ceea ce cu 3-4 minute în urmă spunea și invitatul meu și al telespectatorilor, domnul Peiu, că este cea mai importantă decizie politică luată de liberali în 2020 cu certitudine, dar și în ultima perioadă politică în România. De ce, spunea Petișor Peiu, e chiar mai importantă decât deciziile luate privind căderea guvernului și înlocuirea lui Dăncilă. Este foarte corect. De ce spun asta, domnul deputat? Sau nu, de fapt vă întreb pe dumneavoastră. Am greșit când am spus că decizia comunicată de Ludovic Orban azi este o decizie care, convergent privind lucrurile, se leagă de toate trei etapele majore, alegeri în capitală, alegeri locale în țară și parlamentare? M-am dat seama că, într-adevăr, vorbim de București aici și nu a fost o decizie ușor de luat. Orgoliul colegilor noștri e greu de să zic așa, de pansat. Dar important este să fim raționali și să mergem pe cea mai bună decizie, pentru că altfel, sigur, ne fragmentăm și doamna Firea își râde în barbă și defilează dacă continuăm de maniera asta. Foarte tare, foarte tare. Dați-mi voie să vă spun, domnule Roman, că alături pe celălalt fir, Arna, este vocea voastră a USR-ilor sau e doar așa o prezumție de nevinovăție temporară, aceea că USR-ul va susține în lupta pentru primăria capitalei Pănicușor Dan? Ceea ce a declarat Dan este, și mă refer la Dan Barna, pentru că noi ne spunem pe prenume, este exact ceea ce a declarat același Dan Barna acum vreo 2 ani de zile, este ceea ce a a declarat USR București acum câteva luni când l-am desemnat pe Nicușor Dan candidat din partea noastră la primăria municipiului București. Am înțeles, dar nu vreți totuși pentru cei de acasă, că sunt unii care n-au fost, din păcate pentru ei, pe frecvența B1 de la început, să spuneți, domnul deputat, care este decizia și când va fi votul, că bănuiesc că Cristică și la voi e tot statutar, adică trebuie totuși forul de conducere USR să decidă. Nu. La noi votul a fost dat. Câteva luni. Adică exact ce mi-a spus Petrișor, votul dat atunci când era între voi și plus hai să nu-i spun luptă internă, o competiție internă, votul a rămâne valabil și acum? Da, categoric. Adică USR București a decis foarte clar că Nicușor Dan este candidat la primăria generală. 80 ceva la 100 din vot. Foarte tare. Foarte. Păi nu, asta e o știre importantă, Petrișor. De ce? Ba da, ei fac parte dintr-o alianță. Ei rămân în disputa cu plus. Aia zic. Aia e altceva. Păi nu, ce spune Cristi Zeidler acum este extrem de important. E o știre fabuloasă. Că indiferent de cursa internă USR Plus. Nu e indiferent, nu. Ba da. Ei încă discută pe cine susțin. USR a spus noi vom susține pe Nicușor Dan. Au votat 80 ceva la sută. Vrei să spun acolo la periferia capitalei s-ar putea spune așa, Cioloș, dacă vrea să joace, are o nuntă sâmbătă. Bun, asta e. Adică păi ăsta e partid parlamentar. Cioloș azi de fapt Vlad Voiculescu e cam cu spatele la zi. Trebuie să accepte această realitate. Bine, ok, hai că n-are sens să comentăm lucruri mici. Domnul Roman. Da. O să-l sunăm, n-avem trei posibilități în direct, asta e tehnica ilimitată, o să-l sunăm imediat după ce vorbim cu dumneavoastră și cu domnul Zeidler, o să-l sunăm și pe Traian Băsescu. Anticipez punctul de vedere al fostului președinte, dar nu are sens, că e mai bine să-l auzim pe dânsul. Dacă nu va intra în direct, o voi face eu. Vă întreb, de câți ani faceți politică? La Cristi un pic mai ușor, pentru că el face politică de mai puțin timp decât tine, Florine. Ai văzut vreodată o alianță de genul celei care se pune în operă acum privind primăria capitalei? Da, au mai fost alianțe în trecutul politic, fie că vorbim de CDR, fie că vorbim de Alianța, da, fie că vorbim de USL. Aici, practic, ca lumea să înțeleagă foarte clar, Nicușor Dan este candidat independent, susținut pe Uniunea Forțelor locale din București, de către PNL, de către USR, de către PNP, care și-au anunțat sprijinul public pentru candidatul Nicușor Dan. Eu cred că următorul pas necesar este ca Vlad Voiculescu să renunțe la orgoliu împreună cu domnul Cioloș și să se alăture acestui demers și atunci
lucrurile sunt ca și rezolvate în București și administrația Firea va fi istorică. O să am o întrebare pentru amândoi și o să-l rog întâi pe Cristi să răspundă la ea și apoi pe tine, Florine, dar nu înainte de a lămuri un lucru extrem de important. Eu îmi asum neștiința. Florin, voi trebuie să modificați cumva regulamentul de joc intern, adică statutul PNL-ului, sau merge pe statutul ăsta să-l susțineți pe Nicu Șordan? Nu, noi trebuie să dăm o decizie de susținere sau nu a candidatului propus de președintele partidului pentru primăria capitală. Vă mulțumesc mult. Răspunde tu, Cristi, la întrebarea ce șanse are în momentul acesta? Pe celălalt fir vă anunț că este, dar n-are cum să intre tehnic. O să... Îl avem deja pe Traian Băsescu în linie, dar n-am tehnic cum să-l băgăm alături de Florin și de Cristi, dar te întreb, Cristi, eu păstrez copie. Bine, păstrează și Hergeu ca să mă amendeze. Ce șanse crezi, Cristi Zeidler, că are candidatura lui Nicu Șordan în contextul electoral pe care l-ați creat azi? Opoziția sau toată dreapta. Ați spus-o și aici la Busuță. Mă bucur că astăzi și liberalii au anunțat acest lucru. Vă asigur că eu voi fi un susținător fără rezerve al lui Nicu Șordan și PMP-ul, din câte știu, va tranșa foarte rapid chestiunea în structurile lor de conducere. Vor lua o decizie care se îndreaptă către Nicu Șordan. E foarte important. Vă întreb acum de la nivelul experienței, indubitabil cea mai mare experiență politică de pe scena României de azi. Ce înseamnă această unire, unificare, cum să zic, acest consens pe dreapta? Domnul Barbu, da. Este esențial ca Bucureștiul să fie câștigat de dreapta. Iar semnificația va fi uriașă, pentru că este al doilea om ca număr de voturi după președinte, indiferent că e din primul tur, dintr-un singur tur, dar oricum rămâne al doilea om după președinte. Și va fi un semnal foarte bun pentru teritoriu. Ultima întrebare, domnule președinte, aveți un minut să răspundeți la ea, că după aia vine publicitatea. Eu sunt convins că va câștiga Nicu Șordan, eu, Tudor Barbu. Vă întreb așa, cum se vor împărți tantiemele sau cum se vor împărți politic jocurile de după câștigarea primăriei de către Nicu Șordan? După câștigarea primăriei, unde, la București sau la Național? Nu, domnule, la București, că se vor duce să-i rupă ușa toți, PMP-ul, liberalii, USR-ul. Vor pierde și sectoarele PSD-ul dacă se merge cu un singur candidat al dreptei. Foarte tare! Foarte tare. Mai spuneți o dată asta, vă rog. Păi, vă spun până înțelegeți. Dacă dreapta se unește și la primăria generală și la sectoare, PSD-ul pierde și sectoarele și primăria capitală. Am fost atât de drăguț încât nu v-am contrat deloc. Înțelesesem din prima, vreau să audă românii foarte bine vocea dumneavoastră pe acest lucru extrem de important. Chiar ați marcat un lucru foarte, foarte important. Alegerile în București depind de această unire. Vă mulțumesc mult, domnule președinte, rămâneți cu noi, revenim după o scurtă, foarte scurtă pauză publicitară.